Marile Mistere Unde sunt extrateriști? Sigur vi s-a întâmplat să priviți cerul într-o frumoasă noapte înstelată și să vă minunați de imensitatea lui și de puzderia de stele care strălucesc în infinit. Dincolo de poezia pe care o scrie în imaginația noastră, Imposibil să nu vă fi pus întrebarea care frământă umanitatea de secole. Suntem sau nu singuri în univers? Și dacă nu, unde sunt extraterestri? E posibil ca între miliardele de stele să nu se găsească nici una în jurul căreia să se învârtă o planetă ca a noastră, solidă, nici prea caldă, nici prea rece, conținând apă în stare lichidă și o atmosferă respirabilă, care ar fi probabilitatea? Să vedem mai întâi câte stele există în universul nostru. Spun universul nostru pentru că există teoria universurilor multiple, despre care voi vorbi cu un alt prilej. Pământul este, cum știe toată lumea, situat în calea Lactee. Diametrul galaxiei noastre este de 100.000 de ani lumină. Un an lumină reprezentând distanța pe care o parcurge lumina într-un an. Lumina are, așa cum probabil știți, o viteză de 300.000 de km pe secundă ceea ce înseamnă că într-un an ea parcurge 10.000 de miliarde de kilometri. Sunt de acord, aceste cifre sunt vertiginoase, imposibil de cuprins cu mintea și ne ajută să relativizăm importanța pe care suntem înclinați să ne-o dăm. Calea Lactei conține între 100 și 400 de miliarde de stele. Da, diferența este destul de mare, dar nu putem fi deocamdată mai preciși de atât. Însă, Calea Lactee este doar una dintre miliardele de galaxii care există în Univers. Să luăm un exemplu. Galaxia Andromeda, una dintre vecinele noastre, este situată la 2,5 milioane de ani lumină de noi și ar conține, țineți-vă bine, până la 1000 de miliarde de stele. Totuși, câte galaxii există în Univers? Un ajutor prețios ne oferă telescopul Hubble, care, de-a lungul existenței sale, a adus bune și ale servicii. Fotografiile sale, care țintesc străfundurile spațiului, extrapolate, conduc la o cifră amețitoare: 250 de miliarde de galaxii în Universul observabil. Să facem așadar un mic calcul matematic. Dacă fiecare din aceste 250 de miliarde de galaxii ar avea în medie 400 de miliarde de stele, asta înseamnă 100 de mii de miliarde de miliarde de stele. Nu, nu m-am bălbuit, e chiar 100 de mii de miliarde de miliarde de stele. Pare incredibil, dar până în urmă cu 25 de ani nu eram capabili să spunem dacă în jurul acestor stele există sisteme planetare. Acum, însă, avem capacitatea să le detectăm și putem presupune, prin extrapolare de asemenea, că este o situație destul de comună. Ca să mergem pe varianta cea mai simplă, să presupunem că fiecare stea are doar câte o planetă ceea ce ar însemna un total de 100 de mii de miliarde de miliarde de planete în univers. Desigur, nu toate întrunesc condiții propice apariției vieții. Să presupunem că ar fi cazul doar pentru una la un miliard și tot ajungem la niște cifre astronomice. Dar în cazul acesta, atributul este cât se poate de propriu. Universul ar trebui să conțină așadar un număr impresionant de civilizații extraterestre. Universul ar trebui să conțină așadar un număr impresionant de civilizații extraterestre, doar că noi n-am văzut niciuna. Calculul de mai sus a fost făcut de un astrofizician italian, Enrico Fermi, care a ajuns la acest paradox care îi poartă numele, Paradoxul lui Fermi. Unde sunt așadar extraterestrii și de ce nu i-am întâlnit până acum? Prima explicație este aceea că distanțele din univers sunt atât de mari încât fac orice călătorie interstelară sau intergalactică imposibilă. Cea mai apropiată stea, Proxima Centauri, se află la patru ani lumină de noi, adică 40.000 de miliarde de kilometri, iar noi suntem departe de a ne putea măcar apropia de viteza luminii. Totuși, explicația nu este suficientă, și iată de ce. Estimăm azi vârsta Universului la 13,8 miliarde de ani. Sistemul nostru solar nu are decât 4,5 miliarde de ani, adică mai puțin de un sfert din vârsta Universului. Specia noastră are câteva sute de mii de ani, iar inteligența, deci capacitatea de a înțelege ce vedem în jurul nostru, câteva zeci de mii de ani. Există însă planete care s-au format în urmă cu, de exemplu, 10 miliarde de ani. Și dacă o formă de viață s-a dezvoltat spre o specie inteligentă, asta s-ar fi putut întâmpla cu miliarde de ani înainte de apariția Pământului. Ar fi avut așadar timp să împânzească întreaga galaxie, chiar la viteze limitate, prin colonizări succesive de la un sistem solar la altul. Ca în același fel, mai puțin tehnologia, în care Homo sapiens a colonizat Pământul. Există calcule și extrapolări care ne arată că acest tip de extensie ar fi luat un milion de ani pentru a acoperi galaxia. Ar fi trebuit să ajungă și până la noi. Prin urmare, explicația distanțelor din Univers nu e suficientă. să revenim la condițiile în care se dezvoltă viața. Sistemul nostru solar are câteva specificități. Soarele este o stea stabilă, nu foarte fierbinte, nici foarte agitată, iar majoritatea stelelor din univers nu sunt deloc atât de primitoare. În ceea ce privește planeta pe care ar urma să se dezvolte viața, ea trebuie să fie solidă, să se afle la o distanță care să-i confere temperaturi rezonabile, să spunem între 0 și 100 de grade pentru a putea conține apă lichidă. Din păcate, zona locuibilă din jurul unei stele nu este foarte largă. Să definim mai întâi zona locuibilă. De exemplu, dacă Pământul ar fi situat cu doar 10% mai departe de Soare, apa ar fi înghețată. De asemenea, planeta trebuie să aibă o orbită circulară. Astfel încât diferențele de temperatură între anotimpuri să rămână rezonabile. Dacă nu, ea s-ar prăji jumătate de an și ar îngheța complet în cealaltă jumătate. Dar mai ales, planeta trebuie să conțină apă, ceea ce nu e chiar atât de frecvent. Se presupune că apa de pe Pământ a fost adusă de meteoriți încă din momentul formării sale. Nu este cazul pentru toate planetele. Un alt criteriu este acela al rotației planetei. Există planete care au aceeași față îndreptată spre Soare, Mercur, de exemplu, unde pe o parte temperatura este de 400 de grade, pe cealaltă de minus 170. De asemenea, axa de înclinație ar trebui să fie moderată. Un exemplu contrar este Uranus, cu o axă de înclinație foarte mare ceea ce face că, chiar dacă s-ar afla în zona locuibilă, temperatura ar fi tot timpul glacială într-o emisferă și toridă în cealaltă. Printre aceste criterii pe care le credem indispensabile, ați auzit fără îndoială de factorul lună. Satelitul nostru este atât de mare în raport cu Pământul, încât putem vorbi despre o planetă dublă, în timp ce restul planetelor din sistemul nostru solar – au sateliți mult mai mici în comparație cu talia lor. Datorită masei sale, luna participă, în fapt, la stabilizarea axei de rotație a Pământului, care este în acest moment de 23 de grade. Calculele astronomilor arată că, fără prezența lunii, axa Pământului ar varia între 0 și 85%. Ca să revenim la căutările noastre, o planetă care să aibă un satelit atât de mare în raport cu talia sa întâlnim extrem de rar. Se presupune că Luna a apărut în urma coliziunii între două planete primitive care au dat naștere Pământului și satelitului său. De asemenea, din fericire pentru noi, prezența lui Jupiter în sistemul solar deviază cometele și asteroizii. Care ar putea amenința Pământul. Mai adăugăm în listă câmpul magnetic al Pământului, care ne protejează de unele efecte nefaste ale Soarelui sau tectonica plăcilor, care favorizează apariția anumitor elemente chimice. Dacă adiționăm toate aceste constrângeri, poate că Pământul este o specie foarte rară în Univers. Și chiar presupunând că toate aceste condiții ar fi reunite pe o altă planetă, chiar și apariția vieții relevă de miracol. Nu știm nici azi cu precizie cum apar celulele vii din materia inertă, iar etapele evoluției vieții pe Pământ au cel puțin două evenimente destul de improbabile. Apariția fotosintezei și mai ales trecerea de la procarioți la eucarioți, și apariția mitocondriilor. Presupunând, totuși, că, dat fiind numărul absolut enorm de planete din Univers despre care am vorbit la începutul acestui episod, condițiile ar putea fi reunite și în altă parte. Revenim, totuși, la întrebarea noastră: atunci unde sunt extraterestrii? Lumea științifică avansează câteva ipoteze de exemplu, că aceste civilizații se sting înainte de a putea călători interstelar. Se poate întâmpla din cauza unei catastrofe naturale sau, evident, prin autodistrugere. Istoria ne arată că am trecut cel puțin odată pe lângă un război nuclear. E foarte posibil ca alte civilizații din alte colțuri ale Universului să fie la fel de lipsite de înțelepciune. Există însă și câteva răspunsuri optimiste la paradoxul lui Fermi. De exemplu, putem presupune că există civilizații avansate, capabile să călătorească interstelar, dar cărora nu prea le pasă de faptul că există. Sau poate că sunt atât de dezvoltate încât ne privesc așa cum privim noi furnicile. Sau, pur și simplu, ne aflăm într-o zonă neexplorată a Universului. Ipoteza cea mai optimistă este aceea că extraterestrii există, au explorat universul și de fapt sunt deja printre noi. Nu voi intra aici în teoriile complotiste pentru care rezerv un episod special. Ați văzut însă în cultura SF de multe ori evocată ideea că nu trebuie să interferăm în evoluția unei alte civilizații care se află încă la începuturile ei. Deci, sunt aici, ne observă și ne lasă să ne descurcăm singuri, un fel de rezervă naturală protejată. Sau și mai probabil, sunt aici, dar nici măcar nu observă că existăm. O civilizație care este capabilă să facă un zbor interstelar are un asemenea nivel de dezvoltare încât civilizația noastră este pentru ei la nivelul Euglenei, ca să nu mai spun că la scara universului probabilitatea să fim contemporani cu o altă civilizație, adică să fi apărut în același timp în miliardele de ani de existența a Universului, este foarte, foarte, foarte mică. Dacă acest episod v-a plăcut, puteți să-l partajați, să le vorbiți prietenilor voștri și să vă abonați cu un simplu click pe clopoțel. Nu vă costă nimic și veți fi avertizați când un nou episod va fi publicat. Un clic pe degetelul albastru mi arată că ceea ce v-am povestit vi s-a părut interesant și asta e întotdeauna încurajator. Dacă doriți să dezvolt anumite subiecte, puteți să-mi scrieți în comentarii.